Bună, dragii mei! Soarele e sus pe cer, hop și eu în curtea bisericii. Ah, Doamne, n-am cum să stau departe de așa ceva. Deci, acest loc, nu o să vă spun unde este, pentru că îmi place liniștea, este minunat. Pur și simplu vin aici și am impresia că soarele apare special pentru mine. Și cât stau aici, ne iubim unul pe altul și când plec, pleacă și el. De cele mai multe ori. Ori se ascunde după clădiri, ori apar noi, ori ceva se întâmplă. Dar cel puțin o oră facem dragoste și stăm într-o armonie totală. Da, ce vreau să vorbesc astăzi cu voi, că tot vorbim despre soare și... Dacă în ultimul videoclip am vorbit cu voi despre veganism, treptat așa o să vorbesc despre acele lucruri importante care, pe care eu le consider importante și care sunt pașii către o transformare frumoasă din larvă în fluture. Cam așa vreau să fie și acest curs pe care intenționez să-l creez și vă dau așa câte un hint, cum ar zice englezul, câte un pic așa din ceea ce vom vorbi în acest curs și ce se va întâmpla acolo. Și unul dintre module o să fie dedicat întâlnirii mele cu yoga și ce înseamnă yoga pentru mine și cum a apărut și cum m-a schimbat și ce cred eu despre yoga și ce se poate, cu ce te ajută yoga de fapt. Și pot să spun așa că nu sunt genul de om care să meargă la sală. Nu mi-a plăcut niciodată să mă duc, să mă chinui, să trag de greutăți. Am încercat, am avut o perioadă în viața mea când... Și cumva, la fel ca majoritatea oamenilor, am crezut că yoga este o alternativă la aerobic. Un fel de exercițiu fizic prin care să te menții în formă. Nu aveam idee că pășesc pe unul dintre cele mai minunate tărâmuri care există pe lumea asta, în momentul în care am făcut primii pași către yoga. La fel ca majoritatea oamenilor, am început cu un curs de Hatha Yoga începători, care a durat 6 luni de zile. Acolo s-au pus bazele pentru mine, pentru că am început un program foarte simplu, cu salutul soarelui și cu câteva asane simple pe care eu atunci le consideram dificile pentru că mi se păreau imposibil de realizat. Și este extraordinar ce se întâmplă cu corpul omenesc când îi dai atenție și când începi să faci lucruri pentru tine, pentru sănătatea ta, pentru bunăstarea ta. Este ca un joc de domino. Ai apăsat prima carte și au căzut toate în șir. Deci, dorința mea de a mă uita în mine și de a mă ocupa de mine a fost primul pas pe care l-am făcut către transformarea mea. Și de aici au venit toate. Am început foarte timid și foarte încet cu yoga în 2017, după care a venit natural și nevoia de a-mi schimba alimentația, după care a venit natural și nevoia de a medita și nevoia de a mă detașa de ceea ce știam și nevoia de a sta din ce în ce mai mult timp cu mine. Este un proces minunat, tot ce ai de făcut. Nu contează, poți să nu începi cu yoga, poți să începi cu veganismul, poți să începi cu detașarea, poți să începi cu meditația. De undeva tu trebuie să începi. Și cum începi? Dorința ta de a fi mai bun. Dorința ta de a nu trăi o viață fără sens. Dorința ta de a afla cine ești.
momentul în care te-ai săturat să te prefaci, momentul în care te-ai săturat să faci parte dintr-o societate în care tu de fapt nu te regăsești, momentul ăla este momentul care va da startul transformării tale. Și ca să revin la yoga, așa cum spuneam, 6 luni de zile, asane, încă nu am simțit gustul, ca să zic așa. După cele 6 luni, cursul s-a terminat, am făcut și eu o pauză. După 2-3 luni am simțit să reiau singurica acasă, n-am reușit să mă țin prea mult. După care iar am făcut o pauză de câteva luni și spre jumătatea anului 2018 m-am adunat, ca să zic așa, și am început să, un pic forțat să zic la început, am început să-mi impun că vreau să fac asta. Am început să simt niște stări deosebite. În momentul în care stăteam în anumite asane, mă relaxam, simțeam energia cum îmi pleacă de în tălpile picioarelor până în creștetul capului. Simțeam kundalini pe coloană, cum se ridică. Și asta m-a făcut să fiu și mai curioasă. Am început să citesc despre yoga, am început să vreau să aflu mai multe. Și din ce făceam, de-aia îmi doream să fac mai mult. Și acum, de la jumătatea anului 2018, suntem deja în 2022, nu știu dacă ratez o dată, maxim o dată pe săptămână, un antrenament de yoga. Acum am un adevărat ritual. Durează o oră și jumătate. Un antrenament de yoga are mai multe părți. Are partea de interiorizare, în care tu știi că urmează să te duci în interior și să stai în corp. Salutul soarelui, pe care eu îl fac de 3 ori, este o înșiruire de asane pe care ulterior le faci pe rând și stai cât mai mult timp în ele. După care vin asanele, deci salutul soarelui, asanele, și după care neapărat meditația. Meditația care așează tot ce ai lucrat și te simți ca un nou născut. Dacă nu îmi fac antrenamentul, ritualul meu de yoga cu meditație în fiecare dimineață, mă simt ca o muscă fără cap toată ziua. Nu mă simt aliniată. După ce am făcut asta, parcă, nu știu, ziua începe altfel. Mă ajută să-mi observ mintea, să stau centrat în interior. Mă ajută foarte mult să nu am poftă de mâncare, să nu mă duc către plăceri exterioare, să nu-mi caut în exteriorul meu tot felul de înlocuitori, nu știu, atenția mea nu se mai duce în afară atât de mult pe cât se ducea înainte sau pe cât se duce când nu îmi fac antrenamentul de yoga. Este un tărâm spectaculos. Corpul tău începe să înflorească, efectiv. Stau acum în niște asane, nu-mi vine să cred cât pot să stau în cap, cât pot să stau într-un picior, cât pot să mă întind pe spate de mult. Este extraordinar cât în 3 ani de zile sunt altcineva. Corpul meu este elastic, flexibil, pielea s-a schimbat, totul este altceva. Arăt cu 10 ani mai tânără decât arătam la 35 de ani. Mă uit la fotografii și îmi dau seama că yoga joacă un rol foarte important în această transformare și sunt de părere că dansul și yoga sunt cele două unelte pe care orice femeie ar trebui să le folosească
pentru a sta în armonie cu corpul ei și nu am nimic împotriva celor care merg la sală, care vor să-și tonifieze mușchii și care vor să înțeleg ce e acolo, dar când vorbim despre o armonie interioară, trup, minte și suflet, nu există nimic care să se compare cu yoga. Și cu dansul acela liber în care îți lași corpul să danseze, este tot un fel de yoga, dar un pic mai rapidă, ca să zic așa, și mai ritmată și absolut minunat. Cam atât, dragii mei. Știu că este un video destul de lung, dar am simțit să povestesc despre asta și să vă dau, exact cum am spus, să vă fac curioși, să înțelegeți cât de complex va fi acest și complet va fi acest curs și cum ne vom focusa pe toate aceste aspecte pentru transformarea noastră. Este un curs care este dedicat oamenilor care vor să afle cine sunt ei pe lumea asta și care au nevoie să își reamintească că puterea stă în mâinile lor, oameni care vor să-și ia puterea în stăpânire. Pentru ei fac acest curs și de-abia aștept să ne apucăm de treabă. Vă pup pe toți! O zi magică, minunată, cu soarele în față. Vă îmbrățișez pe toți. Pa, pa!